Bună dimineața, prieteni! Hai să povestim despre chestiuni importante, acum că e destul de liniște după ședințele ăstora din politică. Da? Uite, m-am tot uitat așa la tot felul de pagini, la tot felul de mesaje. Au venit și pe privat, le-ați văzut și pe YouTube sau pe Facebook. Mesaje care cumva ridicau la rang de artă cocoșismul ăsta identitar. Nu că am fi noi ultimii sau primii, pur și simplu români, nu. Dar există regimente, divizii de oameni mințiți de tot felul de, ghilimele, repere de-astea naționale, care au impresia că a fi român înseamnă a te uita ciufut la ceilalți. Bun? Și despre triștii ăștia apostoli, apostolii ăștia second hand ai identității, va trebui să povestim astăzi. Ai văzut că în titlu am pus anti-maghiarism, antisemitism, anti-occidentalism. Și de ce ne-am pus alea? Ca să vedem distanța foarte mare dintre ce avem și ce spun apostolii second hand. Prima țară care a trimis ajutoare, a întins mâna spre ajutorarea României, în cazul crizei astea sanitare, a fost Ungaria. Domnule, deși cumva noi așteptam să vină dinspre țări și mări, de pe 7 mări și 7 țări, ungurii, cu toate eu nu pot PSD, cu toate micile fricțiuni între politicieni, au zis stop joc, politica e politică, trebuie să ajutăm oamenii. Și au plecat ca să-și salveze viața mulți oameni către ATI-urile din Szeged, către cele din Debrecen, către cele din Budapesta. Bun, plus miile de cutii de antivirale aduse către spitalele românești. De ce e important să știm asta? Pentru că, până la urmă, identitatea în perioade de astea de criză contează mai puțin. Contează cel mai mult omenia. Nu mă interesează în ce limbă saluți dimineața lumea. Da? În ce limbă îi spui mamei tale că o iubești sau în ce limbă îl ajuți pe tactul să facă gardul și aduci un ciocan sau mai știu eu ce. Pe mine mă interesează faptul că pur și simplu va trebui oprit acest curent care vine din tot felul de tuneluri de-astea aurite ale bucegilor, energie, etc. Da? Musai trebuie să fie oprit. Ați văzut că, evident, ăștia au mers strănasă, au făcut scandal, că de ce se pun la Târgu Mureș plăcuțe bilingve. Mai acolo, metafora lui Cistelecan, Alexandru Cistelecan, criticul literar, are cea mai faină metaforă și cea mai exactă și cea mai tristă, în același timp, metaforă despre Târgu Mureș. Orașul celor două majorități. Adică, este normal fiecare să-și folosească și să aibă dreptul, da? să se bucure când își vede pur și simplu limba lui pus acolo. Da? Că despre asta este vorba. Nu îi cad nimănui pantalonii, nu-i fură nimeni brăcinarul. Este vorba despre respectul identității celuilalt. Da? Mergem mai încolo la antisemitism. Ce să vezi după ce au făcut tot felul de minimalizări ale Holocaustului, începând cu președintele Academiei, stați liniștiți, cu Relu Pop, da? Până la încercări de a reabilita pe unul dintre cei mai mari criminali pe care l-a dat România, e vorba de Antonescu. Trist, dar nu cunoaștem istoria și atunci avem impresia că trebuie să facem statui și să-i dăm nume de bulevarde. Da? După toate nemerniciile astea de a înșgheba, de a reînșgheba o mișcare legionară, uite că Israelul vine cu 40 de aparate din alea de oxigen, cu medici, de ce? Ca să asigure asistență medicală. Unei țări care, din prea multă mândrie, și mândria asta să știți că n-a fost numai acum, că l-am auzit pe cât o avem de toate săptămâna trecută, da? A fost și pe timpul lui Bănicioiu, vă amintiți de colectiv. Doamne, nu ne trebuie Occident, avem tot ce ne trebuie, putem trata și în țară. Și de la vorbulițele astea aruncate numai așa ca să pari mai cocoș în conferința de presă, de aici au murit oamenii. Înțelegeți? Pentru că atunci când spui că ai de toate, lumea reacționează, ok, avem de toate, stăm liniștiți. Da? Așa avem de toate că suntem țara în care se moare cel mai mult. Suntem o țară tristă a secolului 21. și o țară care mimează integrarea în Uniunea Europeană. Da? Și a venit ambasadorul Israelului, David Saranga, să aducă tot ce se poate aduce, da? Din Israel, de la mii de kilometri, să aducă ceva în țara asta. Sunt curios să vedem acum dacă mai comentează antisemiții ăștia de cartier, ăștia care au impresia că cine nu-i român nu merită să trăiască lângă apă dulce de izvor, lângă norișorul vesel sau lângă, mult zice cu drag, fluierul de fagă. Da? Mergem către anti-occidentalism. Mă, după ce au urlat că Europa ne face colonie, că Bruxelles ne face colonie, că e un fel de Moscova, că uite ce se întâmplă, și era Șoșoacă, și erau elați cu Roexi, că nu mai vrem Uniunea Europeană, că nu se poate. Erau ăștia, amintiți-vă discursul ăstora de la auriștilor, da? Atunci cu ursul Artur, de zici că pai de capul meu, dar ne fac ăștia praf, ne calcă în picioare occidentalii, iată că tot ei ne salvează viețile, atâta cât se poate, Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, cam toți ne trimit ajutoare și ne iau cu avioane militare bolnavii să-i ducă să-i trateze acolo, că la noi nu. La noi statuile sunt mai importante decât spitalele, bisericile sunt mai importante decât spitalele, totul este mai important decât viața omului. Dacă e scrisă pe hârtie că e fain, nu e nicio problemă. Știți, și mi-aduce aminte, prin 2006 s-a făcut un fel de un studiu, pur și simplu, s-a făcut un studiu la Amsterdam, oraș fain, Olanda, se trăiește bine, da? Și apropo de occidental, antioccidental. Undeva la 48% dintre copiii marocani ajunși în prospera Olandă s-au declarat antioccidentali. Dom'le, noi suntem marocani, ăștia cu Occidentul sunt niște infideli, niște tântălăi, noi suntem muslimi, nu ne place nimic din ce se întâmplă în Amsterdamul ăsta, nu ne putem integra, e o porcărie toată Olanda, dar la întrebarea ați vrea să vă întoarceți înapoi în țara natală? Era vorba de Maroc. 100% au zis nu. Motivele? Păi, dom'le, e sărăcie, e corupție, nu avem de lucru, o să murim de foame. Ah, și în Amsterdam e bine. În Amsterdam nu e bine, valorile occidentale de rahat. Totul exact cum fac auriștii. Da, băi, ce ne place nouă că ne plimbăm cu Audi, George Simion, Audi, mașină occidentală. De ce nu-ți iei Lada? De ce nu-ți iei un lăstul? Nu? Luăm Audi, adică antioccidental până la avantajul propriu, da? Și cam toți fac așa. La fel cum făceau rușii, știi? Tot modelul rusesc îl luăm și noi. Prin secolul al XIX-lea a început antioccidentalismul din Rusia de la un joc intelectual, l-am numit astăzi. Adică două facțiuni intelectuale care au făcut o mare dezbatere în Rusia lui Alexandru al III-lea, mi se pare, da? Pornind de noi, ce e asta Rusia? Ăștia care erau spre vest, vesticii li se zicea, ăștia ziceau, domnule, Rusia este o țară occidentală, dar rămasă un pic în urmă și trebuie să facem ceva, să o ducem acolo unde trebuie, da? Trebuie să o reparăm. Ăștia la slavofilii, nu, domnule, Rusia este exact așa cum trebuie, cu mujici, cu tot felul de sărăcime de aia, dar mare și credincioasă, cu cruce cu limba, da? Voi sunteți ăia care vreți un Occident putred, care vreți să ne faceți colonie, exact ce fac auriștii astăzi. Înțelegeți? Ori, uite cum se joacă istoria de-a vaca aia care strage una cu copita în frunte. Știi? În 1990-91 a intrat McDonald's-ul în Rusia, în Moscova. Salariul mediu Moscova era undeva la 150 de ruble. A fost coadă de 5.000 de oameni. Da? 5.000 de oameni. Da? Atât a fost coada la McDonald's în Rusia. Da? Un Big Mac costa 3 ruble și jumătate. Și ei puteau cumpăra undeva la 35 de Big Mac-uri din salariul lor. Dar 5.000 de oameni s-au pus să guste din capitalismul ăla putred, care nu ne place, care nu-i pravoslavnic, care nu-și face cruce cu limba când trece pe lângă biserică. Dar ceva în genul ăla suntem și noi. Știi? Acum, după ce ai primit atâtea ajutoare, după ce ai primit, cum să zic, atâtea gesturi, că până la urmă, da, sunt foarte importante aparaturile astea medicale, sunt foarte importante medicamentele, dar cel mai important rămâne acel gest prin care întinzi mâna omului să-l tragi din mlaștină, să fii tu paiul necatului și chiar să ai efect și să-l scoți de acolo, să-l salvezi de la înnec. Asta fac occidentalii, asta au făcut ungurii, asta au făcut evreii, înțelegi, izraelienii. Și atunci, dacă am gândit, marea masă a oamenilor, am zice în felul următor: băieți, voi ăștia cu Europa ne face colonie, voi ăștia cu antimaghiarismul, că păcuțe bilingve și tot felul de porcării de anii 90, voi ăștia cu antisemitismul și cu ridicarea în slăvea a lui Antonescu, voi n-aveți ce căuta în viața publică românească. Și nu vă votăm, nu vă putem da în cap. Nu mai merge și nici nu-i bine niciodată să meargă în istorie cu hai să-ți dau cu bâta pe spinare. Dar nu te mai votezi. Și atunci ce faci? Rămâi în văgăuna ta, Tănasă, Simion și tot felul de hamsii de-astea balonate, care au venit dintr-o dată, dintr-o sărăcie de alucie, dacă te uiți pe declarațiile lor de avere de înainte, da? Lucrau pentru 600 de lei pe lună, chestii de genul ăsta, sau 60 de lei, nici nu știu. Oricum, muritori de foame, și-au dat acum de bănuți și-au zis: bă, dar mere, ce vindem cel mai bine? Apoi nu mă apuc de făcut producție de șuruburi, că n-am făcut școală. Am făcut școală de papagal, ce vinde mai bine? Bă, vinde naționalismul, să le vindem la români naționalism. Nu contează că o să le stea în gât, nu contează că o să fie cei mai săraci din Uniunea Europeană, nu contează că o să fie priviți ca niște dea care se dau jos din copac. Băi, le vindem lor și trăim noi bine. Asta se întâmplă, stimați prieteni. V-am pupat, băgat la cap și ce ceață e afară. Să fie totuși o zi faină. Pa!